Unii îți citesc fața, Dumnezeu îți citește inima. Datoria este mai rea decât sărăcia. Cântecul cântat de bărbați când merg la vânătoare nu este același cântec pe care îl cântă când se întorc. Dacă femeia refuză sexul oral, înseamnă că bărbatul a greșit cu ceva. Ai grijă la cuvintele pe care le spui în fiecare zi. Asigură-te că fiecare este drăguț și dulce, pentru că poate fi în zilele următoare, va trebui să mănânci câteva. Vârsta înaintată a unui vultur este mai bună decât tinerețea unei găini. Dragostea intră în sufletul bărbatului prin ochi și în sufletul femeii prin urechi. Cine lasă în urma lui copii, nu moare niciodată. Nu există nimic mai rău decât o persoană care caută o ceartă. Soția nu ar trebui să fie aleasă niciodată la lumina lumânărilor. Modestia este calitatea care poartă adevărata coroană. Unde este dragoste, este fericire. Adevărul, virtutea și dreptatea se nasc în același cuib. Cu fiecare pagubă înveți ceva în plus. Poți să-ți speli haina, dar nu și conștiința. Cine nu dă înapoi ce a luat, nu găsește ce caută. Aurul se încearcă în foc, iar omul în probleme. Până și o pană este mai ușoară când doi oameni o ridică. O săgeată strâmbă nu va reuși niciodată să-și atingă ținta. Gloria strămoșilor tăi nu ar trebui să te împiedice să o câștigi pe a ta. Nu ești sincer dacă îți arzi limba și nu le spui celorlalți că supa este fierbinte. Unde toți fură, acolo nimeni nu-i hoț. Este mai bine să fii pedepsit pentru că spui adevărul decât să fii răsplătit pentru că spui minciuni. Când viața îți arată că ai 100 de motive să plângi, arată-i că ai 1000 de motive să zâmbești. Dacă renunți la o certitudine și depinzi de o incertitudine, vei pierde atât certitudinea, cât și incertitudinea. Este mai bine să mergi decât să alergi. Este mai bine să stai în picioare decât să mergi. Este mai bine să stai jos decât să stai în picioare. Învățătura este o comoară care își va urma stăpânul peste tot. Banii nu aduc învățătura, dar învățătura aduce banii. Nu considera că al tău ceva ce ai putea pierde. Soarelui îi place să privească în casa unde este dragoste. Cel care acceptă favoruri își amanetează libertatea. Timpul construiește castele, dar tot timpul le distruge. Este mai bine să fii taur timp de un an decât vacă timp de 100 de ani. Chiar și un stejar uriaș a fost cândva oghindă. Cine caută femeie fără cusuri rămâne fără femeie. O persoană ar trebui să se comporte întotdeauna de parcă nu ar avea egal. El trebuie să-și prețuiască curajul și să se simtă demn. Dacă o persoană caută zi și noapte oportunități de a învinge un inamic puternic, nu va cunoaște oboseala și frica. Acest principiu ar trebui aplicat și în viața de zi cu zi. Uneori uiți răul care ți s-a făcut, dar niciodată răul pe care l-ai făcut altora. Există 3 lucruri care împrospătează inima și îți reduc durerea: apa, florile și o femeie frumoasă. Dacă soția ta este prea frumoasă, vei avea în ea pe stăpânul tău.
O conversație cu un om înțelept face mai mult decât o lună de citit. Hainele sunt lăudate când sunt noi, iar prieteniile când sunt vechi. Cel ce trăiește într-o casă de sticlă nu ar trebui să arunce cu pietre. Cel care are sănătate are speranță, iar cel care are speranță are totul. Dacă stai drept, nu te teme de un strâmb. Totul este despre sex, dar sexul este despre emoție. Praful covorului se termină, vorba prostului niciodată. Ascultă de 100 de ori, gândește de 1000 de ori, vorbește odată. Indiferent de cât de mult ai mers pe un drum greșit, este mai bine să te întorci. Oamenii care merg repede, de obicei par mai încrezători și fericiți decât cei care merg încet. Când se ciocnesc două ulcioare, unul sigur se sparge. Un om lipsit de înțelepciune își ceartă timpul. Cineva care este reținut în cuvinte va beneficia în momentele bune și poate evita necazurile în vremurile rele. Bătrânețea se manifestă prin faptul că o persoană cedează înclinațiilor sale. Este ușor să le ascunzi cât timp ești puternic, dar pe măsură ce îmbătrânești, unele trăsături ale caracterului tău sunt vizibile și dezonorante pentru tine. Orice femeie arată frumos în întuneric, de departe sau sub o umbrelă de hârtie. Ieri este doar un vis, mâine este doar o viziune. Dar un prezent bine trăit face din fiecare ieri un vis de fericire, iar din fiecare mâine o viziune a speranței. Dragostea fără sex este cea mai eficientă formă de iad cunoscută de bărbat. Cel mai dificil stăpân este servitorul care a ajuns stăpân. Durerile de dinți și datoriile sunt asemănătoare, ori le scoți, ori le plătești, doar atunci te liniștești. Bărbații au un penis și un creier, dar nu suficient sânge pentru a le utiliza în același timp. Nu enerva pe cineva căruia trebuie să-i ceri scuze mâine. Cine nu este recunoscător pentru puțin, nu merită mai mult. Mulțumim pentru vizionare! Apăsați butonul de abonare pentru a fi la curent cu noi citate lăudate zilnic.